Hei, salutare, dragi prieteni, și sper să-mi iasă acest clip din primă, deoarece nu prea pot monta. Dacă mă încurc, asta este puțin din cauza emoțiilor de a fi alături de voi pentru ultima oară în acest an. Discutăm puțin despre genurile literare, genul epic, liric și dramatic, să vedem care sunt direcțiile principale și cum ar trebui să abordăm dacă vom avea de demonstrat că fragmentul aparține genului epic, liric sau dramatic. Să începem cu genul liric. E ușor să identificăm genul liric, deoarece structura este în versuri. Avem rimă, ritm, măsură și un eu liric care poate să fie prezent sau poate să fie absent. Dacă eu liric este absent, înseamnă că avem un eu liric care relatează totul la persoana a treia. Dacă eu liric este prezent, înseamnă că avem un eu liric subiectiv, prezent prin persoana întâi, singular, plural, adică pronume sau verbe, persoana întâi sau a doua, singular, plural. Cum trebuie să începem demonstrația de gen liric? Cu definiția genului liric, spunem că genul liric întrunește anumite caracteristici precum subiectivitatea eului liric, elementele de prozodie, rimă, ritm, măsură și prezența figurilor de stil, după cum spuneam. Și acum să vedem definiția genului liric. Genul liric reprezintă totalitatea operelor în care eul liric își transmite sentimentele în mod direct prin intermediul mărcilor lexicogramaticale și a mijloacelor artistice. Când zic mijloace artistice, mă refer la imagini vizuale, olfactive și figuri de stil. Dăm definiția genului liric, apoi spunem opera X, redactată de Y, aparține genului liric, deoarece întrunește toate caracteristicile acestea. Apoi, în primul rând, începem cu în primul rând și încercăm să vedem care este ipostaza eului liric. Contemplator, îndrăgostit și încercăm să explicăm această ipostază pe baza unor trăsături din fragmentul dat. Apoi, în al doilea rând, putem să ne legăm de elementele de prozodie, putem vorbi de ideea poeziei, privind puțin așa pe ansamblu întregul conținut poetic. Apoi, concluzia. La genul epic trebuie să știm că avem narator, avem ca mijloace de expunere, avem dialogul și narațiunea ca mod preponderent de expunere narațiunea. Naratorul poate să fie personaj și spunem că e un narator subiectiv dacă relatează la persoana întâi sau un narator obiectiv dacă relatează la persoana a treia. Avem elemente spațiotemporale. Trebuie să ne legăm puțin de spațiul și de timpul acțiunii pentru a demonstra că într-adevăr fragmentul aparține genului epic. Dacă ne pică gen dramatic, dragii mei prieteni, treaba este simplă, deoarece modul predominant de expunere este dialogul. Avem doar dialog ca mod de expunere sau monolog, avem împărțit în acte și scene, evident. Trebuie să începem cu definiția genului dramatic. Spunem că este un gen menit reprezentării scenice, este împărțit în acte și scene. Avem indicațiile scenice sau didascalii menite să ofere anumite informații legate de jocul actorilor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, abonați-vă și ne auzim imediat cu specii literare.